Salut, dragi, pornim la clasa a 10-a cu Andreea, la polinome. Tu aștepți un test, înțeleg eu, nu? La polinome. Da. Deci eu zic așa, fie un polinom, o expresie de tipul următor, f egal cu a0 plus a1x, sau cum, a n x la n, nu știu cum. Da. Cum? Începe cu... a n. A n plus a n minus 1 ori x, sau cum? Da, da, așa e. Dar nu e n minus 1, nu se pune în paranteză. Eu îl notam, eu îl dădeam așa, f egal cu a0 plus a1x plus a0. Hai să scrie în cadrul da? Ca să înțeleg. Deci fie un polinom f egal cu a0 plus a1x, a1 ori x plus a2 ori x pătrat plus a3 ori x la a3 plus puncte, puncte și mai departe plus a n x la n. Asta într-o variantă. Putea să fie dat și invers. Da. De a n ori x la n plus a1 a n minus 1 x la n minus 1 și mai departe. Da. Numim gradul polinomului coeficientul n-ul acela care, a cărui coeficient e diferit de 0. Da. Da? Deci a n e diferit de 0 și gradul polinomului este dat de x-ul la puterea cea mai înaltă, a cărui coeficient e diferit de 0. Da. Eu pot continua aici. Plus a n plus 1 ori 0, plus da. A n plus 2 ori 0 și mai departe. Da? Da. Deci gradul polinomului e dat de x-ul la puterea cea mai înaltă, a cărui coeficient e diferit de 0. Adică eu dacă spun așa, fie polinomul f egal cu x pătrat plus 2x, 3x pătrat plus 2x plus 1, gradul aici este, gradul lui f este cât? 2, nu? 2. Gradul lui f egal cu 2. Da. Pentru că este am întâlnit cea mai înaltă putere a lui x. Și coeficientul este diferit de 0, că eu mai pot spune și 0 ori x la a 3 plus 0 ori x la a 4 și așa mai departe. Dar deci, celelalte puteri a cărui coeficient x și coeficient sunt 0, nu îi pot lua în calcul și asta e gradul, da? Gradul unui polinom. Apoi, două polinome sunt identice dacă au aceiași coeficienți, nu? Da. Și același grad. Două polinome sunt identice dacă coeficienții corespunzătorii gradelor sunt egali. Pe chestia asta se pot face multe greșiții în care identificăm coeficienții. Da? Să spunem așa. Polinomul f împărțit la x minus 1 conduce la restul 5. Rezultă restul 5. F împărțit la x pătrat minus x pătrat minus 3x plus 2 conduce la restul. Restul este egal cu r de x, să zicem, egal cu 5x minus 1. Trebuie să mă gândesc la un rest. Da, un rest care să fie mai mic decât împărțitorul. Mm-hmm. Gradul împărțitorului fiind x pătrat minus 3x plus 2. Restul trebuie să-l gândesc de gradul 1, obligator. Da? Nu poți să zic gradul 2, că ar fi mai mers încă o dată. Da. Teorema împărțitorului rest reclamă că gradul restului e strict mai mic decât gradul împărțitorului. Da. Da? Da. Așa. Care este restul împărțirii polinomului acesta la x minus 1 pentru x pătrat minus 3x plus 2? Deci f împărțit la x minus 1 pe lângă x pătrat minus 3x plus 2 rezultă r de x egal cu semn de întrebare. Restul r de x egal cu cine? Ce rest avem în cazul ăsta?
te gândești la un rest care să aibă ce grad? Gradul 3. Nu. Da, 3, nu? Gradul... Nu, că restul are cu o unitate mai mică. Deci asta este gradul 3, restul va fi de gradul 2. Gradul 2. Deci R de X egal cu un polinom, nu știi. Da. R de X egal cu AX pătrat plus BX plus C. Și atunci, scrim teorema împărțirii cu rest. F va fi egal cu împărțitorul x minus 1 pe lângă x pătrat minus 3x plus 2 plus restul, oricât, c de x, nu știi, plus x pătrat plus bx plus c. Bun. Asta e adevărat pentru orice x, nu? În relația asta, a ta. Și acum, dacă faci pe x pe rând acele valori care să anuleze împărțitorul, care este împărțitorul? Păi, odată va fi 1. Da. Și aici va fi... Sunt două rădăcini. Da. Minus 1 și 3. Nu. Nu, aici... Ce numere adunate să facă 1, să facă 3, da, și înmulțite să facă 2. 2 și 1. Deci, practic, 1 este de două ori rădăcină. Da. Asta înseamnă că 1 anulează atât polinomul cât și derivata sa. Deci, în momentul în care faci f de 1, ce devine f de 1? F de 1 egal cu? Ai pătrat plus bx plus c. Nu, păi nu, păi în loc de x ai pus 1. Păi 1 minus 1, 0. 0, 0 ceva face 0. 0. Și vine a ori, a ori 1, a. A, da. Deci vine a plus b plus c. A. Deci f de 1 face a plus b plus c. Acum, f de 1 era varianta când împărțim pe f la x minus 1, restul e 5. Ia scrii și chestia aceea că f împărțit la x minus 1, restul e 5. Sirius? Nu, că ai prima relație. F împărțit la x minus 1, restul e egal cu 5. Adică, ce înseamnă asta? Teorema împărțirii cu rest și f egal cu plus 5. Și înlocuim pe x cu 1. F de 1. Da. Egal cu 5. F de 1 egal cu 5. Vezi că ala e pe f de 1. E 5. C egal cu 5. Deci ai o prima relație că a plus b plus c egal cu 5. Bun. Acum, scrie și a doua împărțire, că am scris pe f, dacă nu faci la x pătrat minus 3x plus 2, ai restul acela. Și cu 2. Dacă faci cu 2, ce se întâmplă? F de 2. F de 2 egal cu 9. F de 2 egal cu 9. Și atunci... Nu mai ai o relație, da? Vezi, nu mai ai o relație în ABC în care să... poți să faci F de 2 în relația
care o ai aici, f de y, e egal cu x minus 1. A, și fac aici? Da. F de 2 egal cu? Egal cu 4a. 4a plus b plus c. Plus 2b. Plus 2b plus c. Plus c. Și cât este? Este 9. 9. A doua relație pe care o ai este asta, 4a plus 2b. De aici putem scoate. În secundă, îți mai trebuie relația la b și c. Din păcate, ai putea să dai lui x egal 1, aici, pentru x egal cu 1, iar ce ar deveni relația? Ar fi 4. Egal cu 4, da? F de 1 egal cu 4. Și asta e contradiție, că am zis că f de 1 face 5. Da. De aceea, nu la x pătrat minus 3x plus 2, trebuie să încercăm să fie, nu rădăcină dublă aici, ca să meargă aici frumos. Hai să zicem între minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2 face suma 1. Deci modificăm aici, zicem, plus x sau minus x, așa, și produsul minus 2. Deci, încă o dată, care este formula? X pătrat minus x plus p. Da? Și suma între minus 1 și 2 este 1 și vine minus x, iar produsul între 1, minus 1 și 2 este minus 2. Și atunci am făcut f de 2, nu? Am făcut f de 2 și acum se face f de minus 1. Deci cele două valori am modificat, nu 1 și 2, ci minus 1 și 2. Da. Da? Ia să vedem ce, la ce lucru ajungem. Cred că am uit capul tot. Da. F minus 1. Minus 5 minus 1 ar fi minus 6. Da? Și f de minus 1 în relația pe care o ai acolo. Adică aici? Da. A. Nu, f de, nu, acolo, lasă f de 1, da, ci f de minus 1. Păi și f de minus 1. F de minus 1 ar fi? Ar fi minus a. Nu, a. Nu, a. Minus b. Minus b plus c. Și ar fi egal cu minus 6. Exact. Și ai în felul ăsta un sistem. A plus b plus c. Egal cu minus 6, apoi... Poți să știi? Da, 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 da. Dar să lași... Am scos relațiile. Bun, 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 bun. A plus B plus C. Da, așa e egal cu... Și este un sistem de 3 cu 3, da? Păi putem mai întâi să le adunăm pe astea două. Da. Și o să se reducă B-ul și ar veni 2A plus 2C. Va fi egal cu minus 1. Da. Deci, hai să spunem cum o rezolvăm repede sistemul acela. Alo. Da, 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 susește imediat. A plus C va fi minus 1 pe 2. Și de aici îl scoatem pe B. Da. Și avem minus 1 pe 2 plus B.
egal cu 5. B egal cu 5. Spusul lui BD. 2. B egal cu 11 BD. Atunci... Dacă știm pe B, ne ducem în care relație? Aici. În a treia nefolosită, da? Da. Avem 4A plus C plus 11 pe 2 egal cu 9. 4A plus C egal cu 9 minus 11 pe 2 2. 4A plus C egal cu 11 minus 11 pe 2. Adică va fi egal cu 7 pe 2. 4A plus C. Și aducem aici. Așa. Formăm un sistem de 2 cu 2. Acum ne-am dus, da? Da. Deci merge. Care a fost aici? Să știm teorema împărțirii cu rest. Să știm că restul împărțirii unui polinom este cu un grad mai mic decât împărțitorul. Da. Da? Deci când am împărțit la polinom de gradul 3, m-am gândit la un rest din gradul 2. Și restul acela am zis ca fiind ax pătrat plus bx plus c și totul a mers foarte bine. Deci asta am dorit aici să aflu, care este teorema împărțirii cu rest, da? Și da, cum scriem relația aceea. Știi împărțirea la x minus 1? E 5. La x pătrat minus x minus 2? Este 5x minus 1. Cu ocazia asta am aflat f de 1, f de minus 1 și f de 2. Da. Și când ne-am dus în relație, tocmai am știut cât face f de 1, f de minus 1 și f de 2 și totul a mers pe asta. Acum știu că avem și împărțiri în deducție. Făcusim operații. Împărțirea două polinomii? Da. Nu, da? Nu, f împărțit la x minus 1, de forma x minus 1. A, f împărțit la x minus 1, teorema lui Bezu. Da. Deci f împărțit la x, tocmai am folosit-o pe asta acum. Da. Nu? F împărțit la x minus 1 egal cu valoarea polinomului în punct. Păi, ideea este așa, la teorema împărțirii cu rest, ca să înțelegi și mai bine, f împărțit la x minus a. Rezultă un cât și un rest, da? Rezultă c de x, un cât, nu mă interesează, și el cât va fi? Și restul cât va fi? Restul va fi... O constantă. O constantă. Că e mai mic decât împărțitorul, da? Da. Și el egal... El, pur și simplu, constantă. El egal cu k. O constantă, k. Nu mai zici că este un polinom în x. Da. Este o constantă, da? Și atunci teoria împărțirii cu rest cum ar fi? F egal cu x minus a. Ori x plus k. Plus k, constanta aceea. Da. Și atunci, dacă relația asta faci pe x egal cu a, ea devine. Pentru x egal cu a, rezultă. Egal cu da. Egal cu 0. 0 plus k. K, constanta. Care era tocmai r. A, da. Da? Și de-aia zicem că restul împărțirii unui polinom la x minus a este valoarea polinomului în punct. Teorema Bezu, așa, asta e demonstrația, da? Da. Restul împărțirii, valoarea polinomului în punct, am și făcut-o. Hai să vedem dacă ați făcut chestii de tip următor. Un polinom împărțit la un polinom cu coeficienți întregi, f împărțit la x De obicei se dă polinomul și se face operații pe el sau se cere pe el să lucrăm. Aici ceva legă și zicele noastră sau să ne gândim așa? Na. Na. Dar aici tu pleci, zice, pasă deja. Ia să vedem. Așa. Cum ți polinomii, cum le-ar fi polinomii? Are cu cred. Am mai ușor așa. Direct, cum funcționează? Probabil, dar nu. Nu are cu nu. 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 Dar să mă gândesc la următorul lucru. E polinomul f de x egal cu
x la a patra plus 3x la a doua plus ax plus b. Să determin a și b, știind că f are rădăcina x1, x1 egal cu 2 plus radical din 3. Știi că a și b sunt întregi, da? Da. Raționale din Q. Dacă ai rădăcina 2 plus radical din 3, o avem obligatoriu și pe ce rădăcină? Conjugata. 2 minus radical din 3. Da? Deci rezultă atunci că x2 este obligatoriu 2 minus radical din 3. Și dacă le știi pe două din ele, îndată, poți să formezi polinomul a cărui rădăcini să fie acestea. Este polinom de gradul 2. X pătrat minus SX plus produs egal cu 0. Ia să zicem. X pătrat minus SX plus produsul egal cu 0. Suma lor cine este? 2 plus 4. Deci suma egal cu 4, iar produsul egal cu 4 minus 3, 1. Deci, care este polinomul care se admite rădăcinile acestea? Polinomul ar fi x pătrat minus 4x plus 1. Plus 1. Deci ăsta ar avea rădăcinile 2 plus radical din 3 și 2 minus radical din 3 dacă le faci, da? Dar eu am spus că sunt așa celule de sus. Înseamnă că sunt și a împărțitorului și a de-împărțitorului, nu? Da. Păi înseamnă că împărțirea trebuie să facă exact în condițiile astea, că dacă au aceeași rădăcini și ăla de sus și ăla de jos. Să împărțim asta la asta? Sigur că da. Deci, faptul că sunt rădăcini comune, minus plus ax plus b. Adică nu s-a spațiu pentru da. X la a treia. Da, am înțeles. Și ar veni x la a doua. Da. Minus x la a patra. Minus 4x la a treia. Plus 4x la a treia, da. Minus x la a doua. Se adună. Așa se reducă, ar fi 4x la a treia. Plus 2x la a doua și coborăm pe ax. Da. Plus ax. Ar fi 4x. Merge de 4x doar. Minus 4x la a treia, plus 16x pătrat, da. Minus 4x. D'accord. Ar fi 18x pătrat, da. Plus, nu, da, minus x pe lângă plus 4. Minus x pe lângă? Dacă se os pe minus x, ai zis pe lângă 4 minus a. Că ai scos minusul deja în factor. Da. 4 minus a. Iată că înmulțești, vine minus 4x plus 4 plus ax, da? Da. Și plus acum b, care pe care îl cobori. Și merge de câte ori? Și merge de 18 ori. Da. Și ar veni minus 18 x pătrat plus 2 32. Deci 4 ori 8? Nu. Cât ai zis? 18 acolo? O, da.
Deci 18x pătrat 72x minus 18. Și ar fi? Și iată x pe lângă. Plus 72. Deci x pe lângă 4 minus a. Pentru că avem și x-ul ăsta de aici, îl dau și pe el. Dar dacă e dat pe x cu x cu plus, vine a minus 4. Aici? Păi este minus x pe lângă 4 minus a. Deci este minus x pe lângă 4 minus a. Și 72x, da? Și a. Tu ai spus, nu ai spus minus x. Dacă vrei să fii corectă, zici minus x pe lângă 4 minus a plus b. Plus 72. Plus 72x. Lasă așa, plus 72x ca să fii mai clar. Da. Plus b minus 18. Și ăsta este restul, nu mai poți continua, da? Dar restul ăsta trebuie să fie egal cu 0, pentru că am zis că trebuie să fac împărțirea exactă. Egal cu polinomul 1. Da. Deci facem pe x în factor, zicem x pe lângă 72, privim mine, 72 minus 4, minus 4, 4 plus a. Chidem paranteza. Plus b. Egal cu 0. Adică 72 minus 4 înseamnă 68. Da, x pe lângă 68. Plus a. Da. Plus b minus 18 egal cu 0. De acolo, un polinom este identic nul. Că în dreapta poți să imaginezi polinomul x, a. X ori 0. Da? X înmulțit cu 0 plus 0. Și atunci, polinomul este, cele două polinomii sunt egale, cele două polinomii sunt egale, că coeficienții corespunzătorii gradelor sunt egale, adică 68 plus A să facă 0. Deci, identific după X. Da. Atunci, A egal cu minus 68. Da, și respectiv. Și B trebuie să fie. Nu, B minus 18. B minus 18, termenul liber. B egal cu 18. Da? Deci, încă o dată, dacă e vorba de un polinom și știi o rădăcină 2 plus radical de 3, ai voie să socoți conjugata dacă rădăcinile sunt la nivel, până la nivel de fracții. Dacă rădăcinile sunt reale, nu mai ai voie să socoți conjugata. Deci, până la nivel de fracții, atât. Dacă unul din coeficienții polinomului este un număr irațional, un radical, ceva pe acolo, gata, nu mai e conjugata, nu mai e voie să iei, că ai greșit. Ei, ideea că într-o astfel de situație e conjugatul lui, da. 2 plus radical din 3, 2 minus radical din 3, și formez cu cele două un polinom de gradul 2. Cele două polinome, ăla ți-a fost dat și cu ăsta de la formatul, au rădăcini comune, atât de împărțitul cât și împărțitorul au aceleași rădăcini comune, și înseamnă că restul trebuie să fie 0. Pentru că pentru situația când scrie teorema împărțirii cu rest, într-un astfel de caz, ia să văd cum ar apărea teorema împărțirii cu rest. Deci, în cazul acesta, f egal cu împărțitorul x pătrat minus 4x plus 1 ori un cât c de x. Ai tot o polinom de gradul 2 ca să ajung la gradul 4, da? Da. Plus restul care este cât? X pătrat.
De gradul întâi trebuie să fie. MX da. Plus M, să zicem. Plus MX, ca să facem distinții. Nu X-ul, X-ul la nivel. M ori X plus N. Chiar EF-ul pot să înlocui. Că în momentul de față EF-ul știe. Da. X la a patra plus 3X pătrat. El trebuie să fie egal cu exact relația de sus. Egal cu, nu ți încape acolo. Nu încape. Egal cu x pătrat minus 4x plus 1 pe lângă c de x plus mx plus m. Ei, în clipa de față, faci pe x, înlocuiești pe x cu x1 și pe 1 pe x cu x2. Da. Înlocuindu-le aici, f-ul face 0. Că dacă îi zice că e rădăcina lui f, tocmai asta e calitatea, că valoarea în punctul respectiv face 0. Deci pentru x, pentru x1 egal cu cine? 2 plus radical din 3. Rezultă că avem 0. Valoarea polinomului în punct este 0. Egal cu x pătrat înlocuind pe cu x-ul cu 2 plus radical din 3 face 0. 0. Plus m pe lângă 2 plus radical din 3 plus n. Pentru x2 celălalt, pentru x2 egal cu 2 minus radical din 3 se întâmplă același lucru, avem 0 egal cu 0 plus m pe lângă 2 minus radical din 3 plus n. Dar ăsta este restul în valorile acestea, nu? Restul în punctele acestea care este 0. Și noi tocmai asta am făcut ca tehnică de lucru. Am împărțit și am obligat restul să fie 0. Și când am obligat restul să fie 0, tocmai găsim pe A și B. Da? Asta e da. Explicația. Că pentru cele două valori, restul trebuie să fie 0 și ăsta e motivul pentru care obligăm restul să fie 0 și găsim pe A și pe B. Deci, atenție multă. Ai voie să consideri conjugatul numai atunci când ți se dă asta. Nu știu dacă ați făcut chestii de tipul ăsta. N-ați făcut încă. Despre rădăcinul unui polinom n-ați vorbit? Ce înseamnă rădăcinul unui polinom? Valoarea polinomului în punct este 0, nu? Dacă nu ați vorbit, înseamnă că nu ați vă predea chestia asta. Relații între rădăcini și coeficienți, relații lui Viet, asta nu le-ați făcut. Nu? Cu x1 plus 2 plus x3 plus x, egal cu minus b pe a... Nu? Nu ați făcut. Așa. Dar cel mai mare divizor comun al două polinome îl poți găsi? Algoritmul Euclid. Ce divizor comun? Deci, îți dau două polinome. Noi plecăm invers. Îl punem în evidență, plecăm de la el și când o să-l găsești, de parcă n-ai ști. Da? Deci să dăm polinomele, hai să zic așa. F egal cu x minus 1 pe lângă 2x pătrat plus 3x plus 1. 2x pătrat plus 3x plus 1. Și mulțește, te rog. Egal cu 2x la 3 plus plus x minus 2x pătrat. Adică 2x la 3 plus x pătrat minus 2x. Așa. Minus 1. Asta este f. Iar g, g egal cu x minus 1 pe lângă 3x la a doua plus x plus 2. Adică
plus x plus b. Așa. Și acum să zic că se dau polinomele astea. Să presupunem că se dau polinomele astea. Să afli cel mai mare divizor comun al lor. Sigur. Noi știm că este x minus 1, dar cum ajungi acolo? Deci să dau polinomiul f egal cu ăla acolo. F egal cu 2x la 3 plus x pătrat minus 2x minus 1 și g egal cu 3x la 2, 3x la 3. 3, da. 3x la 3 minus x pătrat plus x minus 2. Și întrebarea este cum îl găsești pe cel mai mare divizor comun al lor. Deci se face gradul cel mai mare la gradul cel mai mic, împărțitor la rest, împărțitor la rest. Există așa, până când ajungi la un împărțitor, până ajungi la o rest egal cu 0. Și împărțitorul care asigură împărțirea exactă este cel mai mare divizor comun. În cazul nostru, nu ai de ales care la care, nu? Deci pleci cu 2x la 3 plus x pătrat minus 2x minus 1 pe care vrei să-l împarți la 3x la 3 așa. Nu prea se merge aici că 2 și 3 nu prea se leagă acolo, da? De aceea o să mulțești de împărțitul cu un 2, da? Nu cu un 2, cu un 3. Și vei avea ce, practic? 6. Da, 6x la 3. Da. 3x la 4, minus 4x, minus 3. Împărțit la 3x pe la... 3x. Așa. Avem. De? Două ori. Da. Avem minus 6x la 3 plus 2x plus 4 minus 2x plus 4. 5x la 2. Da. Minus 8x plus 1. Da. Și acum urmează împărțitorul, fostul împărțitor la rest. La restul ăsta, da? Deci 3x la 3 împărțitorul tău este 3x la 3. Da. La rest. La 2. Nu la rest. A, la ăsta? La ăla. Da. Deci pe 3x la 3 minus x pătrat plus x minus 2 împărțim la 5x pătrat minus 8x plus 1. Iar ai. Da, deci de ce mulțești cu 5? Să mergi 5 pe 5 la 3 plus 5x pătrat plus 5x minus 10. Da. Părțirea 5x pătrat minus 8x plus 1. Da. Un 3x. Da. Și-ar fi minus 15x la 3 plus 24x pătrat minus 3x. Ar veni 19x pătrat plus 2x minus 10. Ar fi, de nou ai greutăți. De ce trebuie să mulțești tot cu un 5 de nou? Și vine... Și ar veni 5 vreo 95. Da. X pătrat. Plus 10x minus 50. Împărțit la 5x pătrat. De 19x, nu,
la a doua plus 252 x da. Minus la 100 ar veni 162 x minus 69. 69. Ia să vedem dacă se poate prin ceva, printr-un 13 parcă împărți acolo. Da. Ar fi... Printr-un 13, prin 3 am spus, să spun, prin 3. De 5 ori. 5 ori, 4 ori. 54 x minus... 23. 23. Nu se mai poate împărți. Și acum iar continuu, împărțitor la rest. Care e împărțitorul? 5x pătrat. 5x pătrat minus 8x. Tu sunul la... 54x. Da. Minus 23. Da. Iar nu avem, trebuie să mulțim la de împărțit cu un... Cât? 54 acum, nu? Da. 54. Minus 4 ori 82. 8 ori 5, 40. 432. 432x plus 54. Care merge de... La 54x minus 23, nu? Da. Merge de 5x ori. Da, de 5x ori. Și ar fi minus 70. X pătrat plus 35. X. Da. Se coboară 54. Da. Ei, aici s-a greșit undeva în calcul. Aici trebuie să ajungem la un împărțitor care asigură împărțire exactă. Împărțitorul care asigura împărțire exactă era x minus 1. Deci trebuia să ajungem la x minus 1 și în momentul ăla trebuia să ne dea aici restul 0 la împărțirea asta, da? Da. Pentru că... Hai să mai continuăm un pic, dar e o greșeală undeva la calculul meu, mai dificios, sunt obosit. Deci... Asta este. Împărțitor la rest, împărțitor la rest, până când ajungi la o împărțire exactă. Împărțitorul care asigură împărțire exactă, noi am ajuns la un împărțitor de gradul care? De gradul întâi? Împărțitorul. Da, da. De gradul întâi. Trebuie împărțirea să facă exact și atunci acel împărțitor e cel mai mare divizor comun a celor două polinomi. Noi l-am luat deja x minus 1, dar dacă am greșit la un semn undeva, totul s-a stricat. Nu mai curge ghiștul cum trebuie. Și am vrut să-ți arăt. Am vrut să spun că așa cum este la numere algoritmului Euclid, ca să găsești cel mai mare divizor comun două numere, face acest principiu împărțitor la rest, împărțitor la rest, până când ajung la o împărțire exactă, tot așa și la polinomi se aplică. Pentru că valoarea polinomului într-un punct e un număr la urmă. Da. Și din cauza asta lucrurile merg mână în mână. Deci la polinomie, ce ar trebui să reții tu ca să n-ai nicio problemă? Ce înseamnă polinom identic nul? Un polinom este identic nul când coeficienții corespunzătorul gradilor sunt toți egali cu 0. Pentru că în dreapta tu poți să spui 0 orice x la 0 ori așa. Și această metodă a identificării coeficienților ne conduce la foarte multe situații greșite de acestea în care ajung la un sistem. De asemenea, să mai reții teorema împărțirii cu rest, da? Teorema împărțirii cu rest scrisă, teorema lui Bezu, care este un caz particular cu teorema împărțirii cu rest, și de regulă acolo ajungi la sisteme de acestea
găsirea constantelor în anumite condiții. Că pentru ceea ce am spus mai devreme, algoritmul Euclid, să le ții, iarăși, cum se găsește în anumitul comun, și două sau mai multe polinome care au aceeași rădăcini. Ce înseamnă rădăcina unui polinom? E valoarea polinomului în punctul respectiv să facă 0. Da? Și faptul că două polinome au aceleași rădăcini înseamnă că unul îl divide pe celălalt. Și atunci, când face algoritmul împărțirii, obligă să fie 0 și iarăși ajunge un polinom identic. Nu... Cam astea sunt jocuri care se fac acolo. Nu, rămâne antrenamentul. Mă așteptam să fii cu niște chestii concrete, știi, ca să nu te gândi la așa ceva. Rămâne eventual să mai stăm de vorbă mâine seară, dacă da. Fii cu niște chestii concrete. Când dai teza? Nu știu până la urmă, zi sigur. Deci noi de obicei după teză nu dăm. Nu mai dă, zice că dă, nu dă de obicei. Test, un test, da. Da. Așa. Păi, ne oprim aici, că da. Întrebările. Așadar, la revedere, dragilor, pe curând!